Evenimentele rutiere s-au produs astăzi în jurul prânzului. Primul dintre ele a fost o tamponare între o dubă și un autoturism. Circulația pe ruta Buzău-Râmnicu-Sărat s-a desfășurat cu dificultate. Grăbită să ajungă în municipiu, o tânără de 23 de ani a intrat în depășire, iar la un moment dat i-a atras atenția accidentul de pe celălalt sens de mers. Tânăra a pierdut controlul volanului, a ieșit în afara șoselei și a luat pe capotă 4 persoane. Stăteam aici, stăteam de vorbă și a intrat între noi, doamnă, și ne-a luat, cinci i-a luat, doamnă, să rămână, ne-a luat. Îl da supra, nici nu mai știu, uitați-vă și la femeie la jinder. E jinerul meu, e destrus, nu se știe. Nu a fost atent, unde s-a uitat? Pe unde s-a uitat? S-a uitat după bărbați, cred că femeia aia, că s-a uitat. Cred că s-a uitat după bărbați, femeia aia, nu știu cine i-a dat permis. Că aia nu merita aia. Cineva, un frate de-al meu, un nepot, am spus și noi acum. Dânsa a fost oprit aici. Și a venit o femeie din partea asta și a intrat în ei cu toată viteza și a luat pe capota mașinii, pe tot, și i-au distrus câțiva, sunt 4 persoane care sunt cam grav. Ei stăteau aici, nevinovați, stăteau liniștiți, erau cu mașina parcată, negocia niște, vrea să cumpără ceva de aici. Și s-a întâmplat o nenorocire că a intrat o femeie direct în plin, i-a luat pe capă. Șoferița ajunsă în afara părții carosabile nu a mai putut controla mașina și a mai avariat alte 3 autoturisme care erau parcate în fața unui centru de dezmembrări. Cu mașina parcată aici. Bușit. Da, uitați, a intrat acolo în mașina aceea și după aceea a lovit-o pe a mea, a fost parcată lângă ea. Atâta pot nu să vă spun. Și cine e vinovat, cum să... Nu, n-am văzut de față, n-am văzut nimic, am avut mașina parcată aici. Și ați auzit bubuitura ceva? Da. Eram pe partea cealaltă la alt accident. În urma evenimentului, toate cele 4 persoane lovite au fost transportate cu o ambulanță la spital pentru a primi îngrijiri medicale. De ajutor a avut nevoie și șoferița care a produs carambolul. Polițiștii au deschis o anchetă care va stabili dinamica exactă a accidentului. Un autoturism de culoare roșie ce se deplasa din direcția Râmnicu-Sărat către Buzău a efectuat o manevră de depășire, a pătruns pe sensul ei de mers și a ieșit în afara părții carosabile unde se aflau 4 persoane. Din acest eveniment rutier au fost tamponate, au fost acroșate și alte 3 autoturisme care erau oprite în această zonă. Care e legătura între sensul celălalt de mers? Înaintea acestui eveniment, cu aproximativ o oră, s-a produs un alt eveniment rutier de circulație în care o persoană a fost rănită ușor. În momentul în care această cercetare se efectua, s-a produs și acest accident rutier. În urma accidentului, circulația pe șoseaua europeană în dreptul localității Potârnicheș s-a desfășurat cu dificultate mai bine de o oră.